Noroc, prieteni! Hai să așteptăm un piculeț să se adune lumea la această transmisiune live, timp în care eu îl voi adăuga pe Dumitru Talmazan, un specialist în digital marketing care știe tare multe chestii interesante despre lumea asta virtuală și despre cum să o folosim în favoarea noastră ca să ne aducă beneficii, să ne aducă profit, să ne aducă vânzări, să ne aducă notorietate. Cu Dumitru ne-am înțeles astăzi să vorbim despre Facebook versus Instagram, pentru că și eu și el în activitatea noastră deseori comunicând cu clienții, realizăm că lumea face niște chestii din inerție, automat, fără ca să pună multe întrebări și din păcate nu folosește la maxim capacitățile acestor două platforme, pentru că nu prea vede marea diferență dintre ele. Dacă vă interesează subiectul, dacă aveți o mică afacere, vreți să o dezvoltați, aveți nevoie de platforme digitale pentru asta, dar nu știți unde e mai bine de investit bani, de dezvoltat profilele voastre, de crescut comunitățile, care e diferența dintre ele. Toate lucrurile astea vreau să le discutăm astăzi cu Dumitru Talmazan, de la Talmazan School. Noroc, Dumitru, eu îți dau acuși în live și sper să începem. Iar voi, dacă vă interesează subiectul, noroc, Dumitru. Ei, 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 bună ziua! Noroc, noroc, ești la muncă, da? Da, eu încă sunt la oficiu, noi încă lucrăm. Ce faceți? Cum voi? Sunteți Suntem bine? bine. Da, așteptăm odată și odată să se termine alegerile astea ca să putem să ne deconectăm de la toxicitatea campaniei la lucruri mai de viață, mai umane. Dumitru, tu ai avut un webinar ieri, așa-i? Da, zilele astea a fost. Cum a trecut? Știi, am avut luna asta două webinare și Da. unul era pe marketing, al doilea era despre audiențe. Și la noi de obicei asta este așa o normă, în dependență de tematica pe care o abordez, deja și vin cantitate și tip de audiențe. Deci despre strategii, ca ne strană, au venit mai multă lume și mai mulți erau mai interesați, iar despre audiențe, cum să alegi audiențele în promovare, au venit un pic mai puțină lume. Însă de altă categorie, cu alt interes, cu alte dureri. Am înțeles. Dumitru, hai să formulăm pentru început, pentru cei care ne urmăresc. Cine ar trebui să se uite la live-ul de astăzi și ce foloase oamenii ar putea să le primească? Eu cred că la live-ul de astăzi sau live-ul de azi va fi destul de util pentru oamenii care petrec mai mult de 2-3 ore în Facebook și Instagram pe zi, cu scop de a găsi clienți, promova idee, vinde un serviciu și mai ales în contextul perioadei în care noi trăim și sunt peste 10 rețele sociale numai în Republica Moldova. Apare o problemă în care spune da unde? Pentru că toți ne dăm seama că resursele noastre sunt limitate și deseori de focusul ne duce mai mult rău. De aceea cred că va fi valabil dacă tu, cel care ne privești acum, ești interesat de optimizarea comunicării tale în online și folosirea instrumentelor precum Facebook, Instagram pentru hobby-ul, afacerea sau conceptul pe care vrei să-l vadă mai multe persoane. Dumitru, hai să începem cu începutul. Facebook versus Instagram. Facebook-ul este o platformă mult mai veche. Datorită acestui fapt, există o relație de fidelitate deja dezvoltată cu membrii comunității, este imense. Instagram-ul este mai recent, este o altfel de relație. Pentru omul care nu este foarte versat, care are o mică afacere, care știe din inerție, că trebuie să fii prezent și acolo și acolo, dar nu știi exact, dar de ce trebuie să fii prezent și în Instagram și în Facebook? Care e diferența dintre ele? Trebuie să aceste platforme diversificate ca și conținut pe care îl postează. Știi, dacă îmi permiți, poate să urcăm cu o scară mai sus și să ne întrebăm înainte de Facebook și Instagram, în general, dar ce mai este în piață? Și aici poate va fi un pic mai complex răspunsul meu, dar o să încerc foarte simplu pentru că bănuiesc că azi nu avem nevoie de o lecție de filosofică de marketing,
ar trebui să spunem lucrurilor simple și pe nume. De aceea, cumva vine elementul că, uite, eu sunt o afacere. Da? Să ne imaginăm, persoana X are o afacere sau, cum spuneam mai recent, când noi vrem să vindem ceva, dar noi vindem ce? Noi vindem ideea, noi vindem atenția, adică eu cumpăr de la tine timpul ca tu să te uiți la postarea mea. Acum, noi am vândut pentru 131 de persoane timpul, atenția către noi și ei au jertfit cu viața lor, cu timpul că să fac ceva prin casă, ori să privească altceva, ei decid de nou. De ce noi aici luptăm și pentru atenția oamenilor? De ce dacă noi vorbim că tu vrei ceva să spui la mai multă lume, înainte era așa un rol, se numea glașara, dacă am formulat corect, omul care striga. Chiar dacă ați prins perioada când la unic era așa, rutiera 143, da? Adică el pur și simplu spunea la mai multă lume mesajul care i s-a spus lui că el trebuie să îl expună. După care au venit în marketing flyerele. Eu cred că el nu a venit după, în paralel, și întotdeauna era flyer-ul, era maclerul, erau niște canale de comunicare offline care îți permiteau ca tu să spui că ai apartament 2x2 și tu poți să-l arăți azi la 200.000 de oameni. Respectiv, când au apărut rețelele sociale, s-a întâmplat așa un fenomen că oamenii nu mai aveau nevoie de ierarhie, genul de agenție, de autorizații, de ceva procese complicate ca să spun oamenilor că ia ca eu cos, ia ca și mănușele, ia ca eu produc așa vin, ia ca eu am așa cafenea, ia ca eu vând așa produse, servicii și rețele socializare că aici o prins tare bine. Pentru că tu puteai pur și simplu spui o postare și pe dânsa o vedeau mulți. Dar dacă mai puneai și bani, pe dânsa o vedeau foarte mulți. De aceea, oamenii și-au intrat foarte intens ca business-uri și ca utilizare în online. Dar cu timpul au apărut mai multe rețele sociale. Noi întâi am avut colegi MD, FaceMD, HiFi, pe urmă au apărut Adnaclasnicii, Vkontakte, pe urmă au apărut în Moldova, așa dacă să luăm cronologic, Facebook-ul, Twitter-ul, o leacă LinkedIn-ul, pe urmă Instagram-ul, TikTok-ul, Clubhouse-ul. Și că oamenii, în toată avalanșa asta, și-au dat seama că, băi, parcă treci și aici, parcă treci și aici, parcă treci și aici. Unde eu treci și eu mai bine? În Facebook sau în Instagram, în TikTok sau în LinkedIn, în WhatsApp, Viber, Telegram, chatbot? Și aici a apărut o problemă. Câteva. Prima, cea mai mare, este că au scăzut performanțele. Dacă tu ești în afacere și tu vezi că la tine Facebook sau Instagram-ul ujăni tot, nu trebuie să-ți faci griji că tu faci ceva incorrect. În primul rând, însă și platformele au venit mai ineficiente prin faptul că au venit mai mulți jucători și atenția ta ca utilizator este furată deja de mai mulți oameni. Noi când facem o postare, noi concurăm cu alți oameni ca postarea noastră să fie văzută. Respectiv, când deja noi începem să lucrăm, noi ne dăm seama că în Republica Moldova sunt trei rețele sociale foarte populare. Prima, destul de populară, Facebook-ul, a doua, Instagram-ul, și de noi azi le-am pus cap în cap la bătălie. Și a treia, deja vine Adnaclasnicii și în jos vine YouTube-ul și tot așa TikTok și merge în vale. Păi iată, Facebook-ul sau Instagram-ul și unde tu îți pui focusul. Aici intervine pentru afacerile medii mari, eu aș specifica azi trei audiențe din care ne ascult. Oamenii care nu m-au început, oamenii care au început și de ce va fac, și oamenii care de mult au început și va fac, dar vor să facă un upgrade. Vor să crească, pentru că își dau seama că 1.000 de euro știu cum să fac prin online, dar cum să fac 3? Aici din mijloc să gândești la 1.000 de euro, dar este deci măcar să iasă în zero și dea mă și fericit. Respectiv, aici, dacă noi luăm platformele, pentru toate trei tipuri de business-uri, de audiențe, trebuie să fie întrebarea despre cine este audiența. Există două rapoarte tare interesante. Primul raport este raportul gramatic, al doilea, rapoartele BATI. Mai sunt Social Bakers, Sprout Social, diferite platforme externe, dar aceste primele două menționate, ele ne dau raportul pe audiență. Ele ne spun, dar și oameni demografic, comportamental, se află în aceste rețele sociale. De Tu aici vorbești pornește. per generală rețea sau anume Da, pe contul da. tău personal? Nu, Pentru că pe până contul când tău per poți general. verifica
contul Da, tău, la dacă vrei să statistică. verifici statistica, te duci la Insights. Ok. Da, dar dacă noi să privim real lucrurile, oamenii au câte 2, 3, 5, 7 like-uri, de like-uri, și atunci statistica și ei este destul de specific interpretabilă. Adică nu poți să scoți o ipoteză că n-ai 500 de like-uri la pagină. Asta e Ok. niacion, cum ar fi, da? Da, Deci audiența e prea noi... mică ca să-ți tragi concluzii. Da, poate fi foarte bine și asta nu înseamnă că e foarte bine, poate fi foarte rău și nu înseamnă că e foarte rău. Ok. Respectiv, de aici noi trebuie să privim un pic să avem data, să avem niște date pe care noi, procesându-le, o să fim mai obiectivi. Și acte pentru utilizatori ar fi un exercițiu și ei să observe că, spre exemplu, în Instagram noi avem o vârstă între 14 și 35 de ani într-o mai mare parte. Adică mai mulți oameni sunt de vârsta 14-35. În adnaclasnicii este vârsta 40-65 foarte mare. În Instagram noi avem oameni care sunt în localitățile urbane, în adnaclasnicii sunt foarte mult în localitățile rurale. Dar de E ca Facebook, de ce nu spui nimic? De Facebook, Facebook-ul, dacă vorbim despre istorie, istoria Facebook și Instagram, în 10 secunde o spun, prietenul lui Zuckerberg o creat Instagram. Și Zuckerberg de câteva ori a venit, i-a propus lui să ca ei să lucreze împreună la Facebook, el l-a refuzat. Când am pornit și Facebook-ul era tare popular, prietenul lui a făcut Instagram-ul. Instagram-ul era o rețea socială ca la caștăți. Adică asta era rețea care avea inbox, care avea lent, avea prieteni, avea tot și el nu a mers. Adică noi nici nu auzăm de dânsa. Eu Și n-am prins atunci această versiune a Instagram-ului. n-ai prins, da, pentru că ei au fost foarte puțin și business-ul o căzut, deci nu a fost modelul reușit, pentru că el pur și simplu era un fel de Facebook. De aceea, nenea care a făcut Instagram-ul, un tânăr, tare deștept, el a luat și o șters tot. O șters tot. Și că aici tu îți amintești de primul sentiment al tău în Instagram și utilizatorii care o să rezoneze cu ipoteza asta, dați-ne ceva, plusicuri, like-uri și ceva și aveți acolo, dați-ne. El a spus un lucru. Rețeaua socială Instagram va avea o singură funcție, fotografia. Și prin filtrele care ei le-au pus, erau vreo 8 filtre. Ei au creat jobs to be done, sau mai bine zis, scopul platformei, ca fiecare om să se simtă fotograf. De aceea, Instagram atât de popular era în mâncare. Că tu, doar fotografia asta era ceva încă wow, un tip trebuie să ai fotoaparat. Ok, nu era deja cu pleon, că erau deja cartele, dar tu nu puteai să faci fotografii frumoase, trebuie să-ți crească mâinile de undeva. Dar când a apărut Instagram-ul, tu puteai să faci și o poză întunecată, îi pui filtrul deschis, îi dai luminozitatea asta, pac, fotca tătă e crasivă, e lițo. Și dacă aici Instagram-ul rupt, dacă o scrieți first picture în Instagram, o să vedeți câinele proprietarului dat, este prima poză din Instagram. Și așa a apărut ipoteza în care Instagram-ul era doar pe mobile, era doar despre poze, și o avut o audiență foarte mare. Peste câțiva ani, Zuckerberg a cumpărat Instagram-ul, și la Instagram lucrau, apropo, 8 persoane, doar, mi se pare că acum nu mult s-a schimbat, și el, de ce le spunem practic ele împreună sau gemeni? Pentru că dacă noi vorbim despre comunicare, despre postări, atunci Instagram-ul și Facebook-ul sunt două rețele sociale total diferite. Dacă noi vorbim despre publicitate, atunci Instagram-ul a preluat ecosistemul Facebook-ului. Adică tot ce Facebook-ul a avut la nivel de cont de publicitate, algoritm, sistem de plată, unire, este tot preluat de la Facebook. Deci, când noi vorbim de reclamă, deseori noi vorbim despre Facebook sau Instagram, Instagram sau Facebook ca aceeași sistem de lucru. Aici ele își seamănă și aici ele își diferă. Ok, da, spune-mi, te rog frumos, dacă ele sunt atât de apropiate, surori, același ecosistem la nivel de gestionare a reclamelor, care e rostul să le ai pe amândouă? Dacă noi vom privi multitudinea de platforme și scoatem aceste două în special, atunci noi o să observăm că oamenii când intră în Instagram se așteaptă la un anumit tip de conținut. Când intră în Facebook, ei se așteaptă la un alt anumit de conținut. Ziceam odată despre exemplu că probabil eu niciodată n-o să mă uit și că măi, e valabil acest exemplu la alegerile prezidențiale, locale sau parlamentare în Instagram. Eu, gen, eu n-am să mă uit la asta. Dar foarte mulți oameni se uită în live-ul de la CEC
sau de la realitate sau ce posturing mai fac transmisiuni live la cum derulează alegerile în Republica Moldova. Deci, noi când vorbim despre platformă, eu le fac paralel deseori cu caractere ca oameni. Ei sunt doi Așa. oameni diferiți, care au caracter diferit, instrumente diferite, iar participanții acestor platforme, când intră, ei așteaptă că tu, ca business, să comunici corespunzător. De ce noi nu recomandăm ca voi să postați aceeași poză și în Facebook și în Instagram? Pentru că, cum spuneam, unu, scopul e diferit, doi, în Instagram mărimea e 1080 pe 1080, în Facebook e mult mai salutat 16 pe 9 dimensiuni. 16. În Instagram lucrează hashtag-urile într-un fel, dar în Facebook total în alt fel. În Instagram, când faci o postare, tu nu poți spui link clicabil în descriere. În Facebook, tu poți să pui link clicabil în descriere. În Instagram și Facebook, dacă aș propune acum la participanții noștri o strategie, eu aș spune în felul următor. Facebook-ul este carnea, Instagram-ul este emoția și backstage-ul. Adică, dacă o să intrați pe, nu știu, spre exemplu, proiectul meu, Talmazan School, voi în Facebook n-ați să vedeți postări. Voi să vedeți anunțuri de următor curs, că s-a terminat un curs, pozele cu absolvență, anunț că avem o ofertă, anunț că am luat un premiu, anunț că am terminat un corporativ. Deci, Adică mai eu mult Facebook. pentru imagine? Îl folosiți mai În mult pentru imagine? Facebook mai mult pentru conexiunea oficială cu cumpărătorii, clienții, prietenii noștri. Un fel de Instagram-ul. comunicarea corporativă a brandului Da, tău la noi e așa. este Da. voi Facebook-ul folosiți pentru comunicare corporativă. Compania a luat un premiu, compania anunță un webinar, compania așa și pe dincolo. Dar Exact. Instagram-ul. Exact. Instagram-ul al meu și a companiei intervine ca două momente. Primul, el arată viața noastră, el arată backstage-ul. Deci tu dacă Behind ați the vrei să scene. vezi, da, În dacă tu spatele ați vrei scenei. să vezi echipa, tu nu o să o vezi în Facebook. Tu o să vezi că noi am început lucruri, că noi suntem la consultații. Adică dacă se iau ca proces, ceva de genul ăsta. În Instagram eu arăt cum fac consultații cu clientul, dar în Facebook eu arăt un video final frumos cum a fost experiența companiei X cu mine în cadrul consultațiilor de 6 luni de zile. Dar de ce este nevoie de toate astea? De ce este nevoie să arăți Complimentar. la clienți ce este acolo în spate? Oamenii cumpără de la oameni. Oamenii foarte mult le place când tu ești real, natural, când ești posibil de pipăit. Și aici intervine live-urile în Facebook. Imaginați că eu pot, la noi live-ul să dureze acolo câte o oră de vreme și noi vorbim despre diferența sau plusurile sau minusurile Facebook, Instagram, când de fapt eu aș putea face un video de 5 minute în care laconic, fără a merge prin păpșoaie, pentru că mine poate să mă mai duc prin, să vorbesc despre strict 6 puncte plus minus despre Facebook și Instagram. Dar acolo o să fie atrabotă în material. Acolo o să fie strict, fără emoții, fără naturalețea mea, fără Dumitru Talmazan, în 100 de procente. Și sunt oameni care au nevoie de așa content. Ei nu vor să audă toate astea. Ei vor să audă frumos, prieteni, bună ziua, bine ați venit, la revedere. Și asta este public Facebook. Dacă live-ul poate să le arăt la oameni să înțeleagă că ia ca Dumitru e așa. Și cei care în viață îl știu, ei spui, da, asta e Dima. Adică e despre asta, despre faptul că eu am posibilitate prin Facebook să-mi descoper o altă latură a afacerii mele. Și dacă tu vrei să arăți la oameni în real time, e că eu azi am scris apropo la o companie care vinde tandăruri. Știi că este care pentru frigărui. De ce? Eu am văzut niște tutorial cum ei fac mâncare în tandăr. Și eu mă uit, dar de-am mă uit mai timp de vreo luni de zile. Și azi de-abia am decis să intre cât costă. Aha. Normal că ei m-au trimis pe site, departamentul de vânzări se rabotă la oraș, aici e problema o altă care sper mult să o discutăm mai încolo. Dar eu uitându-mă în stories, dacă eu aș vedea în Facebook, eu aș vedea un fel de atrabotă în material frumos, cu dronă, cum iese din tandâr, cum sare, cum chestii. Dar așa eu am văzut în stories cum omul merge, el merge pe terasă, el se apropie de tandâr, ridică capacul și acolo fâșii și așa cu istra, face Și adică eu atât de bine am înțeles produsul ăsta și Instagram-ul mi l-a arătat atât de natural, încât Facebook asta n-ar putea face. Dar există alt content care Adică, Instagram-ul lumină nu poate. bune, pe mine mă sunt confuză. Pe de-o parte, omul caută în alții perfecțiune, șlefuire, imagine linsă.
Și noi îi spunem, Unde este asta tu ai Facebook auzit? pentru asta. Este Facebook pentru asta. Dar dacă vrei o leacă de reality, du-te pe Instagram. Așa iese. Eu aproape, pentru că eu vreau să spun că deja de vreun an minimum, în regiunea post-sovietică, oamenii deja fug de lânsătură. Genul, la noi, acum, dacă tu îi dai un fel de foarte ideal, asta nu vinde. Oamenii ori cred că asta e scump, ori cred că asta e minciună, ori cred... Adică oamenii deja, nu știu, poate cei care privesc, eu nu știu ce eu văd că sunt oameni, văd like-urile, nu văd comentariile și nu văd asta. Pe tine nu te văd, văd doar că se învârtești, se încarcă la mine care nu știu ce. Da, Dar... de mine doar mă auzi, dar nu mai vezi? Da. Dacă tu zâmbești, faci emoții, știi că eu nu te văd. Respectiv, dar oamenii au început să privească contentul mult mai natural. Adică, eu probabil aș spune aici un compliment, dacă se poate ție, în contextul în care comunicarea ta în Instagram este destul de naturală. Și probabil, cu siguranță, tu ai primit mesajul că ea este prea naturală, dar asta acum este mult mai cotat decât ideal ne-a zis na balei pe iahtă. Pentru că toți știu că tot asta e fake și toți știu că tu ești de la Sărata Galbenă și știm noi și datoria ai tu la stat. Știi? Adică ceva de genul ăsta. Cu oamenii acum foarte mult merg pe eco-bio și fără gluten, respectiv asta se revarsă și în conținut. Așadar, lumea care, mă gândesc eu atunci că Instagram-ul este o aplicație foarte bună pentru corporațiile mari. Pentru că anume prin intermediul Instagram-ului, corporațiile mari pot apropia consumatorul ăla care în mod normal de corporațiile mari este tratat destul de angroa. Știi, omul nu este tratat personalizat, customizat, dar cu hurta, pentru că compania e mare și nu are timp să joace cu fiecare client. Dar totuși, Dumitru, acum Instagram story-urile deja se văd și pe Facebook. Care mai este rostul diversificării conținutului? Pentru că, de exemplu, eu am o mare problemă când trebuie să creez conținut, că eu trebuie să-l creez de două feluri, pe verticală și pe orizontală. Unul trebuie să aibă mai multe imagini naturale, altul trebuie să aibă un text mult mai bun. Asta pentru creatorii de conținut a devenit o problemă. Deci, Da. eu așa înțeleg. Facebook-ul îl păstrăm ca o carte de vizită. Instagram-ul îl folosim pentru crearea unei relații cu consumatorul. Prima Construirea unei. variantă e asta. Asta e primul Cum? scenariu. Asta e Așa. primul scenariu. Spre exemplu, îți dau alt scenariu. Instagram-ul este perfect pentru catalog de produse, în care tu poți, spre exemplu, dacă sunt printre cei prezenți oameni care se ocupă cu business-uri la nivel de haine, împletituri, produs, da? Sunt multe, multe produse. Instagram-ul este perfect ca, spre exemplu, eu am intrat în acel tandâr, în feed, mie nu-mi trebuie cum soarele se reflectă în tandâr, cum tandârul se reflectă în soare, copil lângă tandâr, bături lângă tandâr, dar mie nu trebuie diversificarea asta de conținut. Mie îmi trebuie poză, tandâr pe fon alb. Eu să văd parametrii lui tehnici, să văd prețul, kilograme și restul. Deci Instagram-ul are așa zisă patru dimensiuni. Promovarea patru-dimensională, în care tu ai feed, ai stories, ai IGTV și ai live-urile. Feed-ul poate servească ca catalog de produse și foarte mulți din cei care au Instagram folosesc și zic la mine Instagram-ul vinde tarigine. Pentru că oamenii au intrat, au văzut poza și ei mi-au scris în privat. Cu toate că În anume niște... același catalog pe Facebook nu vinde Nu la se fel de lucrează bine. așa. Nu lucrează așa. Pentru că tu ești la mine în palmă, în Instagram. Iar în Facebook eu totuși mă aștept ca să fie niște long read-uri, niște content publicitar mai mult. Adică, de ce aici chiar poziționarea e foarte diversă. Stories-urile, a doua dimensiune, versus Facebook, versus Instagram, paradoxal, dar oamenii se uită în Facebook la Stories. Numai că știi și întrebarea eu am la oamenii care se uită în Facebook la Stories. Oare nu se uită oamenii ăștia în Facebook la Stories cum mă uit și eu? Adică, de să mă uit dacă nu se uită cineva la Stories? Pentru că eu nu știu de unde sunt oamenii și ei. Majoritatea oamenilor care au stories-uri în Facebook, asta stories-urile care automat din Instagram duc în Facebook. Da. Foarte puțini. Eu nu știu oameni care creează toate stories-uri în Facebook. De ce eu
Sunt ok ca să faci sharing. Poate cineva nu e în Instagram, sunt oameni care nu sunt Instagram, ori nu le place Instagram-ul și ei sunt Facebook. Ori este așa situație când tu stai în Facebook și există un segment foarte micuț de oameni care au văzut tădeamul și mai vor ceva să vadă. Și zic, da, să mai deschid și Instagram, Facebook, Stories. Pentru că eu câteodată am întrebări în Stories-urile din Facebook. Adică eu văd că acolo sunt oameni vii. De ce e în sensul ăsta e foarte important de luat în vedere că storiesurile putem să le unim, dar e ca postările? Nu. Pe urmă este IGTV-ul în Instagram, care până la urmă nimeni nu înțelege și cu dânsul. El fiind o comunicare în care tu ai niște long read-uri sau live-ul ăsta tu îl salvezi, poți pui previzualizarea în feed, dar ca atare el te-ți duce în IGTV. E o mecanică în care eu încercat să concurez cu YouTube-ul, dar no chance. Adică puțin probabil vreodată. Și este live, IGTV, feed și stories. Da? Patru dimensiuni. De ce? Când nu sunt resurse, totuși eu recomand la oameni să se focuseze. Dacă își faceți aceleași postări, faceți-le conștient. Dacă tu îmi spui, Dumitru, eu, uite, înțeleg că există audiență, la noi este, tineri, generația Z, se uită la noi în TikTok și în Facebook, în Instagram, generația XY se uită la noi în Facebook și în anaclasnic, eu asta înțeleg, eu am analizat, dar eu n-am resurse. Eu am 100 de euro. Adică, dacă eu mă las fac pe stat, minusul este că rezultat nu o să fie, că din postări vânzări nu o să fac, trebuie publicitate, pentru că din organică noi nu avem cum să influențăm când nou ne trebuie și pe cine nou trebuie. La cine schiși. De ce eu am decis că în compania mea, în perioada următoare, noi să facem câte 3 postări pe săptămână și le și pe stat. Iar că atunci, jos pălărie, eu spun, înseamnă că noi strategic mergem vniz, sau drept, sau stângă, sau dreaptă. Dar că noi facem asta inconștient, în speranța că postăm pistități la noi, de pistități o să vină clienți, e că aici eu intervin, spun, n-are de unde. Pentru că dacă tu ești o companie serioasă și dacă tu să analizezi, spre exemplu, hai să luăm companiile internaționale, pot spune exemplu și naționale, dar uite, internaționale, tu o să intri în Nike, tu o să vezi așa brand ca Nike Lab, unde sunt doar produse gen catalog. Numai Nike-uri, numai încălțăminte Nike. Tu o să intri în pagina oficială Nike și tu o să vezi content extraordinar. Unii tu n-o să vezi nici un papuc Nike. Tu o să vezi numai poze a oamenilor care poartă Nike. În care îi Vedeți. spun, activul nostru sunt oamenii. Și oamenii în Nike-urile noastre câștigă premii, iau medalii și tot de tot. Da? Deci, adică ei au luat că job to be done lor, e că aici. În Facebook o să fie total diferit. Adică ei real înțeleg acest moment și pe scară mai mică și noi putem să-l implementăm. Mai puține postări, nu trebuie în fiecare zi, nu trebuie peste o zi, 2 postări pe săptămână. O postare pe săptămână faceți. Dar faceți-o calitativ. Pentru că fiecare postare, în general postările, după mine, dacă eu aș da o notă la postare, eu repet exemplul ăsta pentru că eu cred în trânsul. Asta este cum apelul telefonic. Tu când suni oamenii, tu nu îi suni pentru că trebuie să suni. Nu, dacă tu suni pentru că trebuie să suni, înseamnă că ceva are relație la voi nitor, da? Și atunci se întâmplă că noi postăm pentru că trebuie să postăm, înseamnă că la noi e relație cu audiența noastră și o. Noi sunăm pe mama pentru că avem ceva să-i spunem. Noi sunăm pe soț că vrem să ne întrebăm ceva, ori să-i povestim ceva despre noi. Noi sunăm pe frate, soră și ori pe cine, prieten, pentru că noi avem un mesaj care noi credem că e că această audiență, în acest format, pentru că sunt subiecte care nu la telefon se discută. Spre exemplu, cum subiectul ăsta nu se discută prin postare simplă text și nici video, el se discută live. Pentru că dacă eu tot mesajul ăsta l-aș spune prin text, oamenii ar adormi dacă ar citi tot asta. De ce e? Tu pur și simplu să suni, nu are niciun sens. Suni o dată în săptămână pe mama, suni fiecare zi pe copil și suni o dată la 3 zile psihologul. Deci e fix așa e și social media. Eu am audiență și eu mă întreb, dar câte ori eu trebuie să-i sun pe dânsă? Câte ori trebuie să fac aceste postări? Păi, dacă eu o să postez o dată în săptămână, o să fie enough. Sau de 2 ori pe săptămână în Facebook. Și de vreo 2-3 ori pe săptămână în Instagram. Dacă Da, eu asta mai fac depinde două. specific cu business-ului, nu Cu poți să. siguranță, noi tot ce vorbim, noi tot punem la fundament câți oameni ai și bani ai și nici ești. Pentru că, spre exemplu, eu consultând acum, ultima perioadă, peste 10 branduri de presă locală, la dânșesc 50-80 de postări. Adică eu să le spun o postare pe săptămână, ea spune Dumitru, de traficul nostru depinde de postările care noi le facem. Adică, normal că eu vorbesc de masele, e ca, în general, da?
Regula cu siguranță care este de asta nepisană, e pravila, este ai ce spune, spune, n-ai ce spune, taci. Adică nu scoate din tine dacă la tine real viața nu e interesantă. Dacă tu ai strategie, pentru că, uite, al treilea scenariu, noi spuneam primul, este backstage-ul, da? În care Da. Instagram-ul este backstage-ul, Facebook-ul este corporate communication. A Vitrina. doilea, da, a doilea este acest, deja în Instagram se primește catalog de produse, vitrină, în Facebook este carnea. Adică tu în Facebook dai argumente de ce tu. Tu faci texte, tu pui posteri din blog, tu faci posteri, live-uri, tu pui conținut, tu dai content. Iar în Instagram tu dai posibilitatea de cumpărare. Ce ți-e comod, acolo ai shop, el pleacă pe site, sau dacă nu ai shop, scrii în Messenger și ce ți-e comod să discuți în Instagram. Mai mult ca atât, sunt anumite produse care oamenii nu le place să-i suni. Spre exemplu, ea vrea să întreabă să se programeze la unghii. În timp și el lucrează, fetele nu vor să sune, alo, bună ziua, de la voi spate, pe data de 6 sau pe data de 9, nu, să cem. Prost să scrie în Instagram, bună ziua, pe data de 9, ai timp. Și spune, am timp, programează-mă, ghine, și asta tare ușor se întâmplă. Deci platforma asta Dumitru, tare scuze-mă că te crută. întrerup, dar vreau să spun că chiar zilele astea am descoperit o chestie foarte deșteaptă cu programarea asta. Un salon de ceva sprâncenii gene din Chișinău și-a setat contul de Instagram astfel încât să poți face programarea direct de pe contul de Instagram. Deci Da. tu apeși pe Book Now, pentru că Instagram are toate Da. instrumentele astea, Shop Now, Book Now, Call Da. Now. Dacă pui Te duce pe o setarea corectă, platformă. Instagram-ul te ajută inclusiv să reglezi tot ce e legat de programări și rezervări. Uite, aici Exact. lumea adresează niște întrebări și eu aș vrea să fiu Da. receptivă Te la rog, ei. te rog, te rog. Deci, Eu nu le uite, văd. cineva Nu le văd întreabă așa, că te rog. de câte story pe Insta pe săptămână, adică câte story pe săptămână trebuie să fie făcute pe Instagram? Eu cred așa. Algoritmii care sunt discutați între oamenii deștepți spun că trebuie să ai minim vreo 10 stories pe zi. Când eu asta spun la cursul meu, oamenii care nu au făcut un story pe zi, zic, adică, tipa, dar când o să lucrez? De ce aici logica vine următoare? Într-adevăr, stories-urile sunt o excepție care dacă tu nu ești consecvent, tu dispari din lenta oamenilor. Dar dacă tu faci stories-uri consecvente, dar levie, niciom, prosta, tu pe lui Boma îți dispar din lenta oamenilor. Pentru că odată ce eu am făcut de mai multe ori next, 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 interesant, interesant, Instagram nu asta te mai arată mie. De aceea, eu aș pune la fundament ce vrei tu să spui și să-ți faci un plan în care, într-adevăr, anumite business-uri, cum frumusețea, medicina, transportul, sportul, sănătatea, mâncarea, restaurantele, horeca, etc. Ele toate pot să facă programări. Spre exemplu, noi avem un client și noi când facem planul de posteri, el vinde granit și atunci noi spunem, ok, n-ar fi rău pe zi vreo două storiesuri de la șantier. În gen, arată-i cum stai granitul ăsta. Arată-i cum. Spate un storiesuri pe zi din oficiu, spre exemplu, și vreo două storiesuri cu ofertă. E că, spre exemplu, e ca zilnic, contentul va fi diversificat, dar planul e același. Tu te duci odată la șantier, ai filmat 30 de videouri scurte și tu ai conserve, noi le spunem. Te duci în oficiu, odată întreg managerul de vânzări, trei lucruri care trebuie să le aibă oamenii când vin la noi să cumpere. Odată te duci la service centru și îi spui cum se prelucrează piatra de granit, odată te duci la trei mituri pe care ți le o provermi șeful și e că la tine contentul este. Problema storiesurilor este că oamenii vor să facă multe storiesuri, dar nu au făcut planul. Și ei genul spun, azi să fac multe storiesuri. Și tu așa te așezi și zici, despre și. Despre și te oprești. De aceea, răspunsul meu este fix, ok, măcar 3, 5, 10 storiesuri, dar buni, dar dacă aveți ce spune, viața e diversă, voi na iahte, voi na nebe, voi zemlei, pod zemlei, e sa noi, e sa fami, nimeni, atunci, va și și picolna zbor urmăresc. Lumea întreabă care sunt zilele cele mai potrivite pentru a posta și dacă ele sunt diferite de la o platformă la alta. Întrebările este bune, dar sunt întrebări care deseori au ca scop să ducă responsabilitatea pe altcineva. Răspunsul este ca atare la suprafață. Imaginați-vă că există răspuns la întrebarea asta.
N-ar însemna oare că e cam uia la ora 19:40, ora Moldovei, ora ideală pentru live-uri, toți ar face live-uri. Și ne s-ar uita dacă toți ar face live-uri la ora 19:40. De aceea, Instagram, orice rețea socială, ea nu dezvăluie și nu neapraveg, cum se zice asta în engleză? Nu contestă Nu sau nu contestă, neagă. da, nici nu susține și nu există un răspuns la ce oră. Pentru că dacă ar fi, toți l-ar folosi și de-am oră și n-ar și oră unicală. Există doar o chestie importantă care aș împărți în două momente. Primul, cine e audiența ta? A doua, cum tu ai deprins-o? Spre exemplu, dacă voi vreți ca oamenii să vină la voi în live, încercați să faceți în fiecare joi la ora 6 live. Prima zi n-a să vină nimeni, a doua zi, doi, peste 2-3 luni de zile, voi să vedeți cu oamenii ca câștig. În fiecare joi, la ora 6, știu cât Almazan face live. Cel mai Asta greu dacă ai asta fost este... consecvent și că ai ținut de Cel mai disciplina rău, asta. cel mai greu este consecvența. M-am pornit de 10 de ori avantura asta. La a treia săptămână apare ceva, întotdeauna ceva foarte important. Întotdeauna apare ceva care numai eu pot să decid. De aceea amânam live-ul. Dar cu siguranță, dacă tu ești mai bun ca mine și mai consecvent, tu vei fi responsabil și cum, spre exemplu, la Nata este în fiecare vineri, este internetul grăiește, oamenii deja știu și oamenii așteaptă. Și astfel tu ți-i duci audiența. Asta e consecvența, este în educație. Alte probleme, deși oamenii nu fac live-uri sau stories-uri, mi-e întrebat azi, vă spun, pentru că asta e important, eu știu că voi durerea asta o aveți, spuneți nu dacă nu-i drept. Dar oamenii se tem. E că ei zic, ei, dar cum eu să vorbesc? E ca, ei, ție ți ghine, e că e așa, nu uite la Talmazan, la dânsul gurița e deschis, el așa poate vorbi frumos, dar eu nu pot ca dânsul. Nata, ești la televiziune, fost, ești, are internetul grăiește, optăm zase noi, și e ca, ei, tăți așa te ghine, dar eu, ești la sărată galbenă, Dumitru, care numai și eu am vrut, e că avem niște schițe și am făcut niște crujoace, și e că vreau să le văd cum să fac eu live-uri. E că, situația asta este piste fiecare a doilea care nu face live-uri sau stories-uri, pentru că el se teme. Dar cum? Dar cum? Apoi, aceasta este soluție. Prima soluție este Stai, Dumitru, următoare. dar poate e bine că unii oameni stem. Poate datorită acestui fapt noi avem un mediu virtual leac mai curățel. Imaginează-ți Nu, că oamenii nu faptul. s-ar teme. Nu, este sfânebor. Din cercat trebuie să încercați. Este sfânebor să le iasă numai pe cei care audiența. Pentru că, uite, aici este și răspunsul la întrebarea ta și în realitate. Faptul că stiem ca o emoție, asta e ghinie. Eu, în viața mea, am avut posibilitatea să absolvesc Facultatea de Arte Dramatice și Management Artistic, am TAP-ul, și profesoara noastră de actorie spune următorul lucru. Noi întrebam, dar cum noi să trecem de frica scenei? Și ea spunea, atunci când, doamnă, era foarte, așa, în formulări, atunci când îți va dispărea emoția, vei muri ca artist. Adică emoție e ceva normal, frica asta e ceva normal. Dar este o chestie tehnică care poate să vă ajute. În primul rând, nu vă temeți de înregistrarea vocii voastre. Asta este ceva, eu vă țigăiet, eu ninavijă vocea neînregistrată. Eu, când încep să explic, mă emoționez, vorbesc repede și la mine vocea se subțiază, pe când eu, ca tare, sunt un bărbat foarte cu voce de asta. Ești de De grăie, aceea... izvorăști masculinitatea. Oprește-o! De aceea, în sensul ăsta, momentul cu vocea dispare repede. Al doilea moment este când voi să începeți să faceți stories-uri sau live-uri, nimeni n-a să le vadă. Nu e ca porniți azi un live, acolo și așa un exercițiu. A apărut un om, s-a dus un om. A apărut un om, s-a dus un om. Adică nimeni n-a să rămână. N-a să fie ca cum la Nata, 200, 300, 200, 150, 250. Adică n-a să fie așa de multă audiență. Cu alte cuvinte, nimeni n-a să vadă pozorul vostru. Pentru că la început, real, acolo tu, bună ziua, și te uiți așa, adică, live suntem. Bună ziua, prieteni, da, adică tu nu ești în apele tale și asta e normal, și asta nimeni nu se vede, tu nu salva, important nu salva live-urile astea, da? Adică important nu salva. După care, când oamenii încep să adune, asta înseamnă că tu devii adecvat. Asta înseamnă că dacă tu ai reușit în 5-10 live-uri, să adun 5, 10, 15, 25 de oameni constant, asta înseamnă că există audiență care e gata să te asculte pe tine.
Dacă nu au apărut oamenii ăștia, dar tu consecvent ai fost, tu ai făcut tot cum trebuie, atunci nici toată. Lasă-și pe urmă mai încerci. Dar ca să încerci și mai bun, urmărește alte live-uri. Urmărește webinare. Uită-te comportamentul speakerilor. Ce fac ei când spărnește live-ul? Cum ei anunță live-ul înainte de a începe? Cum ei îl încheie? Cum ei trec prin dinamică? Cum când Talmazan vorbește tare, tare mult, Nata intervine ca oamenii să nu adormă? Adică cum tot asta se întâmplă, învață-te și pe urmă vei deveni mai bun în asta. Și atunci live-urile îți vor servi ca instrument. Aici lumea te laudă și se amuză și se simte bine de la tot ce povestești. Asta mă bucură Păcat. foarte mult, Păcat pentru că eu că nu văd asta, dar asta mersi. este și motivul pentru care mi-a plăcut ideea să colaborăm cu tine periodic și să mai povestim oamenilor despre lucrurile pe care le cunoști tu, pentru că doar în aceste intervenții live, după mine, sau în general în intervențiile live, care le faci la webinare sau în live-urile cu mine, oamenii au posibilitatea să te descopere dincolo de postarea aia seacă de pe Facebook sau de pe Instagram, că ia ca fac un webinar, hai venit și uitați-vă la mine. O întrebare. Tu ai menționat că consiliezi acum mai multe mijloace de presă. Iată un exemplu concret când presa nu are de vândut un produs sau un serviciu concret, presa caută audiență, adică practic caută acea atenție pentru care luptă zilnic toți oamenii și toate companiile care creează conținut. Luptă pentru atenția consumatorului. De ce? Pentru că această atenție, pe urmă, mijlocul de presă îl adună într-o statistică, eu prezint Și clientului și spune, ia ca uite, eu la știrea asta am avut atâtea sute de mii de vizualizări sau clicuri. Dar, Dumitru, iată, mie interesant. Nu vreau să menționez postul de televiziune, cu toate că nu e o problemă, care postează pe Instagram fotografia unei femei și spune, la mulți ani, Tatiana mână scurtă sau cum o cheamă. Postul de televiziune postează o femeie necunoscută pe contul său oficial de televiziune și spune, la mulți ani, Tatiana mână scurtă, fără mari explicații, te iubim, te apreciem, nu știu ce. Eu, care cunosc acest post, care îl urmăresc, mă uit și zic, what the fuck se întâmplă în capul omului care gestionează acest cont de Instagram? Pentru că această postare nu apare pe Facebook-ul acestui post de televiziune, ea rămâne doar pe Instagram. De ce eu, ca și spectator la acestui post, trebuie să știu cine e Tatiana mână scurtă dacă nici măcar postul mie nu vrea să-mi spună despre asta? Nu-mi spune că este prezentatoarea nu știu cărui emisiuni sau nu știu ceva, dați mai și cu mijlocul să boici cu asta pe comunicarea corporativă. Și asta nu este. Nata, știi care e logica aici? E că când tu ai pus întrebarea, pentru și eu trebuie să știu cu Tatiana și azi ziua ei de naștere, da? Adică tu ai fost în postură de consumator. Greșeala specialiștilor sau colegilor din domeniu este că ei deseori nu se gândesc la consumator. Ei au task, trebuie de făcut postări. Diversificăm conținutul. Și este, da, bună dimineața, poza cu cafeaua pe tumbăcică, oferta, ziua de naștere la șef, ziua de naștere la angajat. Adică este o chestie care presupune că aici greșeala este de strategie. Pentru că, uite, în primul rând, sunt industrii în care pe nimeni nu interesează că e ziua de naștere sau că tu ai luat premiul X. Nimic tot una. Eu vreau tu prosta să-mi faci burgerele calitative. Spre exemplu, dacă tu ai luat premiul 1 la burger, nu la tenis de câmp. Știi cum? Șeful nostru astăzi a câștigat campionatul la tenis de câmp. Maladeț! Dar burgerele slevă. Abia că aici este problematica. Pentru că dacă ei ar fi spus, dragi prieteni, noi activăm de 17 ani. În spatele camerelor noastre este servitoarea, baba, doamna, și eu de-am deci la sărătă galbă, mă scuzați, doamna Larisa. Doamna Larisa, 15 ani za cadrăm. Nimeni nici nu știe că e ca rocincea, e ca mamă pentru toți aceștia. Vrem să o felicităm și vrem să o avalanșați cu like-uri, pentru că ea să-i placă. Ea nu are Instagram, dar noi să-i transmitem. Și atunci eu, habar n-am cine-i baba, toți Dumitru Măte, doamna Larisa, cine-i compania asta, dar din cauza că este în spate un storytelling, eu zic pricolă, malățâi. Și atunci este sens. Dar pur și simplu poze, nu contează, e televiziune, e presă, e business, pe nimeni nu-l interesează viața ta dacă tu nu ești
în strategie de brand personal și nișa ta sau business-ul tău nu presupune că tu dezvolți un branding personal. În rest, pe nimeni interesează că eu am datorii, că eu am mers la sport, că eu azi un client m-a lăsat, că mâine m-a luat. Tu, ca potențial client, eu, spre exemplu, când fac, de ce eu am mers pe strategia comunicării mai mult pe contul meu despre afacerile mele, iar paginile sunt un soi de șirmă în care este pur și simplu anunțuri, este pentru că noi, Canada, încă un cont să mai zică despre noutățile în social media. Încă un cont să mai fac postări despre trei sfaturi în Facebook. E că eu m-am uitat așa și am spus că nu, nata că n-a să uite, a zică, dar pentru ce? Dar eu cheltuie resurse. Eu mai gândesc resursele este la și duce în content, spre exemplu, într-un podcast sau într-un canal de YouTube în care eu aș face sfaturi stabil. Dar postări în Facebook? Nu, pentru că nu-i sens. Alții au sens. E că, spre exemplu, este un cont de Instagram tare fain care vinde rochii. Eu mereu la cursuri îl arăt. Pentru mine el este un cont exemplu în care scopul acel cont este unu. Eu văd modelul de rochii, el poza, câte o poză. Next fac, eu văd un detaliu de pe rochii, e apropiat. Next fac, eu văd video cum un model arată cum rochia stă pe domnișoară. Eu văd răspunsul la întrebarea ce e asta, cum asta, deși e asta, mă duc la text și văd mărimea, prețul, modalitatea de livrare. Acest cont mi-a răspuns la întrebarea reason why. Nafiga. Deși mie trebuie contul ăsta. Că să văd prețul, să-mi dau seama e meu, nu e meu și dacă ne trebuie, scriu în privat. Că e ziua de naștere la contabilă, că eu venit din Italia încă 300 de tone de materie, pe mine asta nu mă încălzește. Rochea și la preț bun, calitativ și tu să și un brand din credere. Asta este o strategie, dar dacă tu spui nu ca atare, noi trebuie să arătăm că acest ulcior e făcut de meșterul popular Nicolae Petrovici. Și că Nicolae Petrovici, dimineața când strezește, el din ulciorul ăsta bea un gât de lapte și pe urmă se așează, dă din șorut și el face tot asta. Și asta e storytelling, asta e altă strategie. Nu-i bună una sau a doua. Independență și nișă ești, independență ce idee ai. Și atunci presa, noi când facem auditul și că mai avem încă următoarele săptămâni încă 6 companii să audităm de presă, acolo e tu și Svet brăsai granatul în sensul în care consumatorul și-a schimbat abordarea față de conținut, dar nu toată presa au reușit să se adapteze la asta. Site-urile nu sunt responsive, publicitatea pe site e foarte mare, multe articole, concurența e prea mare, te scriu despre ce ești noutate și tot asta într-un tumultul, tu deseori te întrebi pentru ce să postezi o postare care are 20 de oameni impact. Pentru ce? Tu mai gine deloc nu a postat. Și că aici intervine că totuși când noi creăm content, nu contează pe ce rețea socială, iar mai ales în raportul Facebook, Instagram, noi trebuie să ne întrebăm, dar postarea asta unde mai gine și Facebook, dar și oamenii am eu acolo. Dar în ce formate trebuie să fie? Carusel? Aici Video? contează mult intuiția. Da. De ce? Dependență și știi cum te uiți la pagini și îți dai seama și când și-o schimbată să mănânci. E ca eu un business și prost să fac scroll. Și tu să vezi cum s-a schimbat. Pentru că unui îi place mai mult design, altul e copywriter pe jizni și el poți liva. Și el trage atenție la textul și ortografic. Altul zice, eu fără text, dar ce postez numai videouri la noi. Pur și simplu, noi venit un grant de la un proiect și am avut 300 de videouri acolo și gata, noi numai cu video comunicăm. Adică, deseori, comunicarea este ruptă pentru că nu este în spate o strategie sau minimum răspuns la întrebare, dar trebuie? Eu n-am avut postări vreo 3 zile în Instagram. Postări am puțin în Instagram eu, dar stories-uri. Eu avem un om care eu nu vrem să postez. Eu nu vrem, eu stăteam și eu nu vreau, eu nu vreau. Foarte bine te înțeleg, Dumitru. Eu am avut o Și... lună în care n-am postat. Și eu și... era să mai țin tot așa, efectiv, intri în gustul de a nu te mai consuma pentru asta. Dar depinde, Dumitru, pentru că tu totuși Nu, trebuie să... eu nu sunt adeptul, dar logica era că eu n-am văzut că Anata să-mi scrie, zic, Dima, și cu tine, nu voi vreo 3 zile n-ai postat, tot normal, și cu tine acolo. Și scrie la Tamaz în scula, alo, bună ziua, n-am văzut să mai postați oferte, niște training-uri, ceva. Adică, de fapt, dacă ar fi așa de important contentul, nu vital, nu că e important, dar vital, atunci oamenii ar face bunt. Ar ieși în piața mare de național și o spune, de ce compania X nu mai face postări? Dar, de fapt, contentul este ca apelul telefonic, n-ar și rău să mai sunt mama.
N-ar și rău să mai sunt prietenii. Mai mult ca atât, când îi sun, n-ar și rău să vă și adecvat. Nu sună, alo, cum la tine? Și el zică, normal la mine. Dar în rest, cum, așa, familia, copii, chine la tine, și la mine. N-ai avut discuții de astea în care tu te întrebi, păi, de ce? Pentru ce Am avut postarea asta și postări care și po discuții. ca postarea asta care luate poza din Google cu text nu a nostru. E ca discuția telefonică, asta e cam așa gen de postare. Da, sau de exemplu postările pe conturi de fashion și beauty care constau din poze frumoase și citate de la tot felul de oameni pe care nimeni nu-i știe și nu se înțelege de ce Nici acest așa care citat. postează nu știe. În general, apelarea la citate mi se pare atât de cheap când asta e făcut, atât de des și fără sens. Adică omul atât de puțin are să comunice din propria tărtăcuță, încât unica lui salvare rămâne să fie să folosească citatele unor oameni care trebuie folosite adecvat, în situații potrivite, nu așa la dreapta, la stânga, la fuste și la decolteuri. Dumitru, Cu citate, Nata, înainte să spui doar un moment foarte important, dacă sunt oameni care le place și folosesc, noi am avut o situație, din fericire, nu o să spun brandul, în care noi mai n-am mers în judecată, îți spun de ce, persoana citată, adică asta este o persoană care nu mai este în viață, vestită, însă viața ei, lui, era bărbat. Viața acestui bărbat era contrar produsului, brandul care au folosit citatul lui, a care el l-a zis în alt context. Nu, obraz năgovarea, Dima toată viața o furat și el într-o zi a zis, soarele când răsare este cald afară. Și compania care luptă contra furatului a folosit citatul lui Dumitru. E că cam așa ceva să primim. așa am avut și eu, de exemplu, cu un citat de-a lui Dalai Lama. Dumitru, în concluzie, pentru cei care acum ne urmăresc, aproape 250 de oameni, unii dintre ei s-au conectat mai târziu. Da, aceste platforme sunt surori și frați, Instagram și Facebook. Da, ele au anumite instrumente comune, cum ar fi instrumentul de setare a publicității, care poate fi automat Da. setat și pe Facebook și pe Instagram, instrumentul de monitorizare a insight-urilor, reach-uri, audiențele, la fel sunt Statistica. comune. Dar Instagram-ul este apărut mai târziu decât Facebook-ul, mult mai târziu decât Facebook-ul. Eu chiar aș spune la o distanță, Facebook-ul era prin 2008, Instagram-ul a apărut prin 2012-11, cam pe acolo. Datorită felului în care au fost concepute aceste două platforme, ele preponderent au un public diferit, adică Facebook-ul adună un public mai adult, XY, generația, da? Este și publicul mai tineresc, dar el nu se mai regăsește în ceea ce face Facebook comparativ cu ce face TikTok-ul, de exemplu. Și există Instagram-ul, care are un public preponderent mai tânăr, până la un 35-40. Asta nu înseamnă că nu sunt oameni de alte vârste, dar noi vorbim despre o masă mai mare de consumatori. Și acum tu, având un produs sau un serviciu de oferit, tu trebuie să te întrebi cui adresezi tu produsul, serviciul tău. Dacă el se adresează publicului mai adult, înseamnă că tu trebuie eforturile să le direcționezi încolo, dar să nu ignori Instagram-ul pe care îl poți folosi pentru cucerirea publicului nou. Corect? Sau dacă ai Exact. un produs, un serviciu pentru un public mai proaspăt, mai tineresc, și aici vorbim de călătorii, cumpărări de telefoane mobile, hair, beauty, nu știu ce, înseamnă că tu preponderent îți construiești imaginea în Instagram, iar Facebook-ul folosești ca o carte de vizită, ca un landing page, ca un fel de iactă-le coordonatele noastre, cine suntem noi și cu cine ne ocupăm. Da, și dacă tu întâmplător n-ai Facebook, unii clienți poate să nu se întrebe, dar și cu business-ul ăsta. Exact. Adică ei n-au Facebook. Adică e și ceva offshore. Adică, adânci conturile poate fi în offshore, dar dacă e Facebook, încredere este. Dar Adică, să nu ai astăzi Instagram, încă se tolerează. da, plus la asta, ce vreau să adaug la concluzia ta este că tu ai făcut împărțirea pe demografic, ceea ce e corect, și eu doar aș adăuga că deseori noi observăm că este important să facem încă împărțire și pe comportamental, nu doar demografic. Adică sunt oameni de 40-50 de ani care se comportă la nivel de lifestyle ca cei de 20. De
De aceea, tu trebuie să înțelegi că la tine în Instagram o să vină, hai așa să spun, brut. Nu oameni tineri, dar oameni care trăiesc tânăr. Iar în Facebook o să vină oameni care vor mai domol. În TikTok o să vină oameni care vor o leacă mai dinamic. Și atunci tu o vei decide sau mergi într-o direcție sau iei o direcție de bază, iar a doua, dacă n-ai resurse, dublează-o, adaptând contentul sau găsește o alternativă, genul încearcă să descoperi business-ul tău, personalitatea ta prin altă latură. Și atunci este șansa să-ți crești două canale care vor converti diferit și oamenii vor înțelege că live-urile pe Instagram, ofertele, videourile de 35 minute pe Facebook la mine de obicei și dacă vreau să aflu dar și noutăți mai are Talmazan, mă duc pe Instagram, mă uit la dânsul stories-uri sau mă duc în pagina lor de Facebook, intru la events și ce evenimente mai sunt în grilă și ele le cumpăr. Nu ca mea, ca așa eu am creat comportamental cum trebuie omul să se comporte în contextul produsului meu. Deci dacă tu înțelegi cine sunt clienții tăi, tu trebuie să te întrebi, dar cum lor ar fi și mai comod? Nu cum tu ai. Noi avem fetiți care tare bune pe TikTok. O, așa în TikTok. Nu. Cine e clientul tău? Aceea. Ok, înseamnă că în anaclasnic. Lasă Instagram-ul. În anaclasnic du-te. Pentru că acolo vrei și Instagram? Fă și Instagram, dar acolo în primul rând. Pentru că la tine audiența e regională și produsul tău e răsadul. Și puțin probabil că în Facebook o să fie vânzare de răsat, chiar dacă de făcut niște live-uri și webinare spate de încercat, în istorie spate de vândut răsat pentru copiii acestor părinți, nu la părinți. Dar la clasnică, spate concret de targetat în părinți. Dumitru, ultimele două întrebări. Uite la mine, nu te uita în telefon. Nu, telefonul e acolo. Asta eu așa îngândurat. Poate faci un screen când eu fac așa și aici să meargă citat. Deci, prima întrebare este așa. Cum, stai, că mi s-a părut interesant subiectul. Cum putem atrage adolescenții pe pagini cu un cont educativ de responsabilizare civică? Întreabă Vidrașcu Violeta. Deci, întrebarea ar fi adolescenții care au o atenție atât de dispersată, care sunt atât de greu de reținut pe o chestie de lungă durată, cum îi facem noi pe ei să consume conținut care să educe în ei responsabilizarea sau activismul civic? Răspuns nu am, dar am o ipoteză. Tot ce ține de schimbarea mindset-ului, tot ce ține de schimbarea conceptului de consum, asta este mult timp și mulți bani. Adică să schimbăm, adică răspunsul meu avesse fost șarlatanski dacă eu îți spunem cum. Pentru că aici ține încă de contextul cultural, societate, părinți, datorii, care sunt tare mulți factori. Dar dacă noi vorbim de instrumentul marketing, atunci cu siguranță noi observăm o chestie. Voi probabil aveți copii, cei care ne privesc, adolescenți, copii mici, și voi observați cum ei, câteodată, după părerea noastră, incorrect, ca părinți, dar ei ascultă pe alți de ăștia, influențe. Influence marketingul este o forță care acum este în creștere. Eu poate am mai spus în ceva dialoguri, nu țin minte unde, dar copiii mei tare vrei eu, nu știu, nici înghețat așa de tare nu au vrut, cum eu au vrut să mănânce de așarac. Deci, eu îți spun, dacă acum eu îți filmez copiii mei, e ca mâine să mă duc și eu acasă, și eu să le arăt așa de așaracul, apoi ei să facă asta pentru dânsii rarei și asta e pentru dânsii surpriză. Să închipui și am învățat eu să mă bucur de lucruri mici. Dar ca tare asta nu e așa. Problema este că ei se uite o dată în săptămână, la YouTube au dreptul să se uite până când o dată în săptămână, câteva ore, și ei se uită la Bumaga A4. Bumaga A4 este unul din cei mai bogați și mari influenceri pe teenageri și copii din Rusia. Și în unul din videouri, Bumaga A4 a făcut un mainstream, sau nu știu cum e mai numesc acolo, și au făcut dășarac. Și ei după asta vor dășarac. Pentru că asta e la A4, dar A4 e pricolul pățan, maică mă rugat să-l fac cu A4, și eu zic, cu cine? Și eu cu A4, și eu ne-am amintit că eu în copilărie am vrut cu Ronaldo și cu Britney Spears, deși le-am făcut lor cu A4, deși în sensul ăsta, dacă noi vrem să implicăm tineretul, noi suntem prea bătrâni
și prea de neîncredere ca să-i motivăm pe dânsi și ei să facă ceva și e și pentru noi normă, dar pentru dânsi asta este cineva eroată. Deci, cu siguranță este comunicarea cu vârstnicii. Să creiem ambasadori care pot să influențeze și dacă mâine, poi mâine, un cacoita, nu știu cine mai este, din tineret, ok, Iuliana Beregoi, cine acolo este, tineret, mititei, ar spune, băieți, ce ziceți? Pentru că trendul nostru este să ne spălăm pe mână, pe mâini, 15 secunde, da? Ce mă stai foarte greu să speli 15 secunde. La mine, la ceas, eu când mă spăl pe mână, eu nu știu de unde, dar el știe că eu mă spăl pe mână. Și eu dacă mă spăl pe mână, și gata, apoi el arată și îmi spune, tax, 15 secunde trebuie. Asta e foarte mult timp. Apoi ca oamenii ar avea un fel de challenge și ei să facă asta. Dar dacă mamsa să-i spună, el e șiudă n-a să facă. Pentru că îi spune mamsa. Deci eu aș merge pe influence marketing și aș merge pe evenimente, din păcate offline, nu putem online, la nivel de activare a anumitor necesități pe care ei acum le au. Iar ei, de unde spun momentul ăsta, noi avem acordul de colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice, noi mergeam prin școli și făceam training-uri de securitate în online, acum facem online chestia asta și e foarte greu, nu? Dar e foarte greu să capteze atenția copiilor de clasa 8-a, 9-a, ei copiii, de mari. Foarte greu. Tu vii, tu trebuie 10-15 minute întâi să le demonstrezi că atenția ta, tu meriți atenția lor. Dacă n-ai demonstrat asta, n-au chance, gata, e za banile și vse. Dar dacă eu încep cu niște nu știu ce și le spun, haideți să facem un TikTok, nu știu ce, ei văd că eu sunt ceva de-a lor și îi spun, a, dar fai, dacă ești de-a lor, de spunem și ne doare. Și atunci se deschide și comunicarea. Dar când iese doamnele și spun că vom fi astăzi la un seminar despre comunicarea și etica în familie, apoi spun, tu, nu ce te prișla, de azi, nu ce te am găvăriș. Și aici e problema comunicării în online și în offline și în general cu generații. Când noi folosim platformele incorrect față de audiență sau mesajele în interiorul platformei incorrect față de audiența care urmează să ne asculte. Eu dar aș mai adăuga, Violeta, aș spune că dacă targetul vostru este audiența tânără, hai să ne întrebăm în primul rând unde este această audiență, care sunt declanșatoarele de distracție pentru ei și să creăm conținut care să se asemene cu aceste declanșatoare. Dacă ei consumă TikTok-ul, înseamnă că găsiți-vă câțiva voci influente pe TikTok-ul moldav, faceți cu ei un contract și rugați-i să facă videouri interesante care să trimită lumea spre resursa voastră de educație civică. Întreabă cineva cum e mai bine să ai cont sau pagină. Nu știu, mi se pare evident că dacă vrei să ai un business, nu-ți faci cont personal. Contul personal este pentru comunicarea personală și în niciun caz nu faci cont personal Plus, pentru Facebook-ul o business. să te blocheze. Deci, 10 secunde, există orice rețea socială are profil personal și profil de business. Respectiv, profilul personal nu poți să nu-l ai dacă vrei profil de business, cu excepția Instagram-ului, acolo poți să ai migrarea și ai numai unul cont. Restul platformelor lucrează prin crearea administrator. Respectiv, tu trebuie să ai profil personal tu ca om și pagină de business tu ca afaceri, hobby, organizație sau ce ești. Dacă tu vei comunica în pagina ta ca om cu evenimente, chestii, momente, atunci Facebook o să trimite o notificare și a spune că activitatea ta seamănă cu o pagină de business. Nu vrei să faci migrarea? Dacă tu spui nu, în scurt timp el poate să te blocheze, plus tu nu ai statistică, plus tu nu poți promovezi. Dar iarăși, fără statistică, promovare și înțelegere în marketing, următorii 2 ani de zile, toate postările noastre o să fie nule. N-a să aibă nici un sens. Minim 50, 20, 50, 100 de dolari, dar să trebuiască de cheltuit. Dumitru, noi am depășit o oră deja. Eu am Serios? impresia Bun. foarte repede, a trecut timpul și aș fi vrut să mai vorbesc cu tine despre comunicarea de pe Instagram a partidelor politice, a concurenților electorali. Dar, în primul rând, hai să le promitem oamenilor că noi mâine cu tine ne vedem la Internetul Grăiește, pentru că noi am înțeles cu tine că tu vei da o apreciere a ceea ce și-au ales concurenții electorali drept simboluri de campanie, culori de campanie, mesaje de campanie
Și cât de bine aceste mesaje au fost și simboluri alese ca să influențeze votul potențialului alegător. Deși culoarea galbenă, deși leul, deși săcriul, deși cărțile de joc și cărui public se adresează ele și care Da. sunt așteptările. Noi mâine cu tine despre asta o să Ne vorbim vedem la mâine Internet 3. neapărat, da. Super, Eu știu da. că tu ai un curs care inițiază oamenii în lumea Instagram-ului și a Facebook-ului. Este un curs combinat pe care ei îl pot avea, așa că dacă ne urmăriți, vi se pare subiectul interesant, simțiți că mai aveți ce acumula. Talmazan School are câteva cursuri pe care le oferă pentru alfabetizarea Da, eu proprietarilor doar de vreau mici afaceri. să adaug aici că dacă întâmplător cei care, întâmplător, intenționat, nu întâmplător, cei care ascultă acum vor să înceapă calea în online, vor, au început, dar tuman, fac ceva, dar nu știu dacă e ok. Exclusiv pentru asta. Scrieți-mi pe talmazan.md sau cum de făcut un call. Noi, cu ocazia, pe lângă sharing-ul de experiență care azi am reușit să vă-l transmitem, am făcut o ofertă, o reducere foarte mare pentru toți cei care urmăresc live-ul. De aceea, voi îmi scrieți mie în privat și eu vă dau vouă link-ul și voi puteți să beneficiați de această ofertă. Mi se pare că sunt vreo 50 de euro reducere. Un curs de 2 zile, noi avem și cărți la el, o să fie cărți cadou, cursul de Instagram, primii pași, cursul Facebook, primii pași, despre cum comunici, ce avatar, setări, securitate, profil personal, branding personal, contul, promovarea 4-dimensională de care am pomenit și 2 workbook-uri, cărți de câte 200 de pagini care vă rămân vouă și voi puteți să vă notați, să contemplați. În rest, indiferent ce nu veți face, veți merge la cursuri, nu veți merge, veți comunica în continuare cu brandurile voastre, gândiți-vă că pe partea cealaltă de monitor, de ecran, stau oameni ca noi, fiecare din ei ocupați și dacă noi ne vom gândi la ei, ei vor aprecia conținutul nostru pentru că o să vadă, o să simtă că voi creați asta pentru dânsi, nu pentru că ați șeful, nu pentru că la curs la Talmazan ați auzit și nu pentru că trebuie, dar pentru că ai ce spune. Iar pentru cei dintre voi care deja ați făcut mai mari progrese în domeniul de marketing digital, vă deschid așa niște paranteze. Dumitru face webinarii cu oamenii care se înscriu, dar pe urmă webinarele sunt publicate pe YouTube. Și voi puteți avea acces la aceste webinarii. Eu, de exemplu, ultima dată când am alergat, am ascultat webinarul tău despre strategii de marketing, despre SOSTAC, despre toate abrevierile astea care sună tare bine din gura unui om din marketing, dar, dar știi, îl fac confuz pe cel care nu le cunoaște. Dar eu vă recomand să găsiți contul Talmazan School pe YouTube. Și să urmăriți aceste webinarii, sunt foarte interesante pentru cei care sunt interesați de domeniul marketingului, care este un domeniu extraordinar de atractiv, plin de aventură, super creativ și dacă vreți să creșteți în el, profitați de toate resursele gratuite sau de cele care le oferă Talmazan School. Dumitru, mulțumesc foarte mult! Noi ne Mata, vedem mersi la în toți la tăi Internetul 3, follower ai așa? noștri, ne vedem în online, până mâine, baftă, seară frumoasă, like-uri, sănătate și pa, pa, succes! Succes și pe mâine. Toate bune!